Atenție însă la varianta aceasta cu timol, dacă sunteți înculeț, poate nu e bună pentru dumneavoastră, mai bine folosiți variantele clasice, fiindcă acel timol vă poate da o anumită tentă la miere. Deci, atenție, asta îl faceți când nu e în cules. Și mai există varianta verde, cea cu uleiuri esențiale, care sunt niște uleiuri esențiale atractante. Două dintre ele dau peste cap cumva orientarea vacarianului varoa și atunci tot mai puțin reușesc să intre în celule cu puiet și să depună ouă. Iar două sunt atractante, dintre cele patru uleiuri esențiale pe care le conține Oxy Plus cu uleiuri esențiale, ca și familiile mai slabe să poată roade, să ronțăne cât mai repede aceste benzi, care sunt greu de ronțăit, vă dați seama, fiindcă au acest acid oxalic pe ele, cu ajutorul căruia dăm o aciditate pe corpul albinei, iar cum le spune, ventuzele acarianului cu care se agață de albină sunt arse și el pică pe fundul stupului și moare. Ăsta e procedeul. Acum, eu am de zile trecute un Oxy Plus economic deschis, așa că voi da acesta. Deci e exact aceeași concentrație ca și în Oxy Plus standard, doar că lungimea e mai scurtă, se observă și trebuie pus un pic mai multe benzi. A fost o idee pentru a putea pune între caturile la stupii meri, așezate așa benzile. Și este în continuare o idee bună să punem așa. Eu prefer totuși să le pun între ramele cu puie direct. Și uite, fac așa. Folosiți mănuși, inclusiv mănușile apicole ar putea merge. De ce nu? Hai să le dăm un pic de fum. La noi o vreme... Unde mi-e fumul? E o vreme ploioasă, cu maximă de 16 grade, de acum probabil sunt vreo 15. Deci ne chinuim un pic cu vremea. Stupul ăsta a fost deschis de ceva vreme până am făcut noi filmul. Deci așa le administrez. Eu la stupii de 12 rame care sunt așa plini și acum în sezon cam toți mi-s așa plini, administrez 6 economice. Mă admiază dacă aveți stupii pe 10 rame, cam 5 vă iese din ăsta economic sau 4 standard și bineînțeles fiecare, după cum are nevoie, poate folosi și variantele îmbunătățite, cea cu timol sau cea cu uleiuri esențiale. Uleiuri esențiale vă recomand acum în vară, dacă vreți să faceți tratamente la roi, fiindcă e roasă mai ușor, plus că există și acele două uleiuri care fac o dezorientare la acarianul varoa, să nu mai depună cum trebuie ouăle în celulă. Uite așa, și le punem cât mai bine răspândit printre ramele cu puiet. Și asta e tot. Deci nu uitați cele patru tipuri, ultimul lipsește cu uleiuri esențiale, deci Oxy Plus standard, portocaliu, Oxy Plus economic, roz, același procent de acid oxalic pe ambele și celelalte două variante, Oxy Plus cu timol și Oxy Plus cu uleiuri esențiale, care au la fel aceeași concentrație de acid oxalic, dar s-au adăugat și alte îmbunătățiri la aceste două variante de benzi. Eu vă salut, mult spor și dumneavoastră la tratamentele de vară de după salcâm. Eu tot timpul sezonului activ, cel puțin în prima parte, am și aceste capcane de
varoa, rame oarbe, cum le spun unii. Hai să vă arăt. Sunt niște rame simple care eu le introduc așa goale, un semn ca să știu care este, și ele vor clădi celule de trântor aici. Și dacă le recoltați după căpăcirea trântorilor, acestor celule, tot varoa și marea majoritate a varoa în perioada asta e depus în celule de trântor. Ele preferă să folosească celulele de trântor când le găsesc, fiindcă pe finalul sezonului nu le mai găsesc și atunci trec pe puietul de albină. Dar când le găsesc, preferă să le folosească, și atunci de acest șirectic ne putem bucura și noi, folosind aceste rame oarbe, unde vor pune, vor clădi de obicei mai aprilie, mai iunie, doar celule de trântor, și atunci le putem recolta frumos și să scăpăm de multe infestare din familie. Deci asta fac din primăvară până acum și cât se va mai putea, iar acum, după culesul de salcâm, fac un tratament din acesta de contact cu benz. Vedeți, e foarte ușor de administrat, durează 3 săptămâni în stup și vom scădea cât mai mult posibil infestarea cu varoa, ca să nu ne apuce toamna cu o infestare prea mare. Acestea fiind spuse, eu vă salut. Vă urez la toți spor la aceste tratamente de vară, indiferent cu ce tratament ați ales să tratați. Este foarte important să faceți un tratament. Vă mulțumim toți pentru susținerea magazinului stuparu.ro și vă așteptăm oricând aveți nevoie de orice în domeniul apicol. Nu uitați, înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate multă! Și dumneavoastră și albinelor dumneavoastră.